45 de copii și tineri au participat la ora de rugăciune a bisericii, mulțumim Domnului pentru ei. Credem însă că numărul lor poate fi mai mare, dacă toți părinții ar fi mai disciplinați. După masă, vrem să verificăm versetul 24 din Proverbe 12. Îndemnați pe copiii dumneavoastră să asimileze scripturile, ele sunt bogăția lor. Iar vreau să anunț că sunt deja 6 copii care și-au anunțat dorința să participe la concursul de memorare a 1 Petru, capitolul 1 la 5 în întregime, pentru un premiu de $500. Domnul să-i binecuvânteze. Deja avem promiși $2000, dacă cineva vrea să contribuie la fondul acesta, să strângem banii pentru acești copii. Fratele Sinitean, Ioan, a publicat o altă carte intitulată Îl numeau Învățătorul și sunt studii din viața și învățăturile Domnului Iisus Hristos. Peste 550 de pagini de studii, știți cum are el așa amănunțit, foarte, foarte stufos, cu multă, multă informație, Domnul să-l binecuvânteze. Dacă doriți să o, să o achiziționați, fratele Sinitean zice, nu vreau niciun câștig, zice, m-a costat cam $20 să o public de bucată, dacă doriți să o procurați, este la sfârșitul serviciului pus la dispoziția dumneavoastră, vorbiți cu fratele Nelu și achiziționați-o. Este o bună achiziție. Cu voia Domnului voi pleca și eu în România săptămâna care vine. Două obiective, unul evangelizări în Oltenia, doi, aș vrea să public o carte de meditații în versuri. 366 de zile au anii, sau 365, unii au 366. În fiecare zi am un verset și o meditație în versuri. Cartea aceasta doresc să o public înainte de anul nou și să o ofer celor care o doresc în biserica noastră și altora. Cei care doresc să-mi spună, o să încerc să aduc atât de multe câte cer este pentru anul nou la biserica noastră și dacă doriți și să dați cadou, altora îmi spuneți pentru ca să știu cam cum să procedez cu cantitatea care voi transporta. Au loc alegeri astăzi, ați văzut în gemul bisericii pentru Parlament. Ne rugăm ca Domnul să îndure de poporul nostru și să ridice acolo oameni care se tem de el. Peste o săptămână, dacă toate lucrurile rămân așa cum sunt, nu știm ce va fi. Multe incertitudine cu privire la ce va fi cu votul următor pentru președinția României. Sperăm că va fi un vot și se va decide cine va fi următorul președinte al României. Întrebarea este cum să votăm. Întrebarea aceea, cum să votăm? Foarte greu de spus. De ce? În primul rând vreau să spun următorul lucru. Situația creată nu trebuie să strice relațiile dintre noi. Suntem frați. Unii avem o înțelegere, alții avem o altă înțelegere. No. Aici în America am spus. Dacă ești creștin autentic, nu poți vota cu platforma democraților. Dacă votezi cu acea platformă, votezi pentru avort, pentru pruncucidere, pentru homosexualitate, pentru transgenderism, pentru toate urăciunile pe care Dumnezeu le condamnă. Cred că credincioșii din România ar trebui să aibă măcar această viziune. Dacă un partid are o platformă de genul acesta, trebuie exclus din calcule. Acum, trebuie să ne informăm, nu unilateral, ci bilateral. Unii se uită la un candidat, îi văd problemele și închid ochii la problemele celui candidat și votează. Țineți minte, în 2020, teologul ăsta John Piper, pentru care avea mare stimă înainte, s-a ridicat și a spus, nu pot să votez cu Trump, pentru că a avut 3 neveste, pentru că e un womanizer, pentru că una și alta. Lucru adevărat, așa-i? Adevărat. Dacă îți spui, nu pot să votez cu Trump, ce spui? Și nu zici nimic de celălalt candidat. Ce spui? Cu votez cu ăla. Și am dus pe mulți oameni în eroare. 4 ani am avut o casă albă cu o administrație dezastruoasă. Și nu mă refer la economie, că asta nu ne interesează. Ce se întâmplă cu copiii noștri, cu tineretul nostru? Vă dați seama cât de vinovat e John Piper înaintea lui Dumnezeu când s-a ridicat să spună că el nu poate vota cu Trump. Acum, cam situația asta cam la fel în România. Ce contează în astfel de alegeri? Contează libertatea religioasă. Care candidat apără libertatea religioasă a cetățenilor și care subsumează libertatea religioasă și promovează drepturile pervertiților? Tot așa ne se spune că drepturile lor, Trump au religious freedom, așa-i? Nu e adevărat. Nu trebuie să votăm în felul acesta. Păstrarea libertății religioase este un lucru la care trebuie să urmăm. Respectul pentru persoana umană, pentru viață, pentru moralitate, pentru familie. Respectul pentru viață.
Un candidat zice, o candidată zice că ea e pentru avort nelimitat. Nu? Ea e pentru căsătorile homosexualilor. Ea e pentru adopția copiilor în familii de homosexuali. Știți ce s-a întâmplat aici în America cu câțiva copii care au fost adoptați de homosexuali? Cum i-au abuzat. Groaznic! Dar lasă să închidă ochii. Ea e pentru politica de la Bruxelles. Și dacă Bruxelles zice război cu Rusia, mergem la război. Asta e o poziție, ok? Ce zice celălalt candidat? Ni se spune, bă, domnule, adept al ideologiei noua era. Așa îi, că nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar omul acesta spune că e pentru familie, spune că e pentru interesele poporului român, pentru moralitatea tradițională, ortodoxă, religioasă, așa o numește el. E pentru pace. Și ce nu o să bag țara în război să nimicim tineretul nostru într-un război care până nu ne privește, nu avem niciun interes. Frate, fiecare să voteze cum îl îndeamnă conștiința, dar suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de felul în care votăm. Și acum, Biserica Ortodoxă a dat un comunicat în care a spus, când votăm, trebuie să ne uităm la următoarele probleme. Și a arătat ce e important pentru un alegător care se numește creștin. Știi ce e trist? Că și Uniunea de București și cea penticostală s-au spălat pe mâini. Și au dat câte un comunicat, noi suntem apolitici, noi nu susținem pe nimeni, noi. Nu vă cere nimeni să spuneți votează pentru cutare sau cutare, dar să spuneți pentru noi, pocăiții, baptiști sau penticostali sau creștini după Evanghelie, contează moralitatea familiei, cum definim familia și așa mai departe. N-au făcut lucrul ăsta. Chiar dacă nu votează, tot face politică. Așa. Cine nu votează, ăla face politică. Cine spune că e neutru, ăla face politică. Okay? Ați observat că de când avem alegeri aici pe masa bisericii noastre, se pun o foaie de hârtie publicată de obicei de Institute for Family Association in Illinois. Și ăștia nu fac altceva decât spun așa. Candidatul ăsta, astea sunt valorile pe care le promovează. Candidatul ăsta, astea sunt valorile pe care le promovează. N-ar putea să facă așa și Uniunea Baptistă. N-ar putea să facă așa și Uniunea Pentecostală. Și cei de la creștini după Evanghelie. Ba da! Să spună pentru ce valori stau candidații ăștia. Ca să nu lase poporul în întuneric. Pentru că fiecare poate să citească o hârtie care prezintă valorile. Da. Pot să recomand filmul Bonhoeffer exact pentru ale... Ia, vorbiți cu fratele Nel în privința asta. Domnul să se îndure și de neamul nostru. Amin. Și am că sunt trei popoare pentru care trebuie să ne rugăm constant. Românii, din care ne tragem, americanii, care ne-au adoptat, Israelul, de unde ne tragem originile spirituale. Toți s-au născut în Sion, zice cuvântul. Aș vrea să ne ridicăm să citim Psalmul 103. Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți zbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrâneță și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise, lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba, înflorește ca floarea de pe câmp, când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncele Lui ca să le împlinească. Amin. Psalmul 103 este unul foarte cunoscut și începe cu un îndemn. Binecuvintează suflete pe Domnul. Nimic neobișnuit în acest îndemn.
și alt psalm al lui David îndeamnă pe cititori să laude și să binecuvânteze pe Domnul. Dar dacă citim rândul 2 al acestui prim verset, vom înțelege ce anume este neobișnuit în acest îndemn. Zice el, și tot ce este în mine să binecuvânteze numele lui cel sfânt. Fraza a doua ne face să înțelegem că îndemnul psalmistului de a binecuvânta pe Domnul nu e pentru alții, ci e pentru propriul suflet. O traducere spune, binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Am putea intitula acest psalm de vorbă cu sufletul, dar cei mântuiți de Domnul stau de vorbă cu sufletul lor. Psalmistul nu vorbește de unul singur, ci vorbește cu sufletul lui. Și ce vorbește cu sufletul lui? Îi cere sufletului său să inventarieze binefacerile Domnului. Sufletul nostru este capabil de o asemenea operație de inventariere a binefacerilor lui Dumnezeu. De fapt, sufletele care nu-și fac timp pentru un asemenea inventar ajung foarte sărace. Dar unii oameni folosesc această capacitate a sufletului de inventariere a binefacerilor Domnului și sunt binecuvântați. Alții nici măcar nu au considerat-o vreodată. Romani 1, versetele 18, 19, 20, acolo este menționat un păcat foarte mare care aduce degenerare rapidă a sufletelor umane. Care este acest păcat? Păcatul mare al unor oameni este că nu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Oamenii au primit de la Dumnezeu valori mari, valori impresionante. Gândiți-vă, viața, conștiința de sine, capacitatea de a raționaliza, a raționa, de a iubi, de a voi, capacitatea de a intra în relații unii cu alții, bogăția lucrurilor cu care Dumnezeu ne-a înconjurat. Avem fiecare hambarele pline de bunătăți, bogăția legată de condiția fizică și sufletească ce avem, sănătate, energie, creativitate, abilitate, realizări și așa mai departe. Oamenii au primit la Dumnezeu valori impresionante. Spune despre cei din Romani 1, pe 19-20, că deși au știut aceste lucruri, nu i-au mulțumit. Și pentru că nu i-au mulțumit, au eșuat lamentabil, au degenerat lamentabil. Mintea lor fără pricepere s-a întunecat, au ajuns plin de orice nelegie, necurăție și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Degenerarea rapidă și excesivă a societății contemporane, dragii mei, se datorează în principal faptului că oamenii nu manifestă recunoștință față de Dumnezeu, Creatorul, Mântuitorul nostru. Ne-a umplut viața de binecuvântări și oamenii nu-i mulțumesc. Psalmistul David inventariază valorile pe care el le are și le cunoaște așa de bine. Vorbește el de binefacerile Domnului. Și acum, prima parte a Psalmului 103 este o inventariere a acestor binefaceri ale Domnului, pe care psalmistul le-a detectat în urma analizei făcute de sufletul său. El ar vrea să nu uite niciuna din ele. Psalmul 40, el recunoaște că binefacerile Domnului sunt așa de multe că este imposibil să le enumere pe toate. Zice, cât de multe sunt minunile tale pentru mine, Dumnezeule. Dacă aș sta să le număr, este imposibil. Dragii mei, pentru noi toți minunile Domnului sunt așa de numeroase că nu le putem înșira pe toate. Care sunt aceste binefaceri ale Domnului pe care David le recunoaște când stă de vorbă cu sufletul său? Sunt multe, sunt importante, sunt uimitoare. Și prima pe care o menționează, care e capul de listă, știți care e? Iertarea lui Dumnezeu. El îți iartă toate fără de legile tale. Dați-mi voie să fac o remarcă. Dacă cineva nu pune în capul listei binecuvântărilor lui Dumnezeu iertarea, mă îndoiesc că o are. Cine o are, o apreciază cel mai mult dintre toate binefacerile Domnului. Psalmistul menționează iertarea fără de legilor. Aici nu e vorba de greșeli, de scăpări, ci vorba de fără de legi. Fără de legile cuprind încălcările noastre de lege, cuprind acele actele noastre prin care l-am sfidat pe Dumnezeu, l-am ignorat și am făcut ce am vrut noi, în contradicție cu ceea ce Dumnezeu a cerut. Fără de legile acoperă aici și perversitatea noastră, și stricăciunea noastră, și răutatea noastră, meschinăria noastră. Tot ce este abătut de la caracterul perfect al lui Dumnezeu și ne caracterizează pe noi, tot ce este stricat în noi, a fost iertat de Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Iertare. Dacă am crezut în jertfa minunată a Domnului Iisus Hristos. Și astăzi, stând la masa Domnului, putem să ne aducem aminte de această mare binecuvântare a iertării. El îți iartă toate fără de legile tale. Nu ce ți-a iertat toate fără de legea, ci zice la prezent, El îți iartă. De ce zice la prezent?
Pentru că tot timpul întristăm fața Domnului și avem nevoie de iertare. Și a noastră e una din binecuvântările mari ale Domnului. Și acum, El îți iartă toate fără de legile. Dragul meu ascultător, dacă ești încălcat de povara păcatelor, poți și tu să te bucuri de această mare binecuvântare a Dumnezeu. David zice, când era apăsat de păcatele lui, zice, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Mărturisește păcatele tale Domnului, invocă jertfa Domnului Iisus Hristos și vei fi iertat. În Fapte 10:43, Petru spune lui Corneliu și celor adunați în casa lui, zice, oricine crede în El, în Domnul Iisus, capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor. Ma, a crede în Domnul Iisus nu înseamnă a recunoaște teoretic. A existat un om numit Iisus care a murit pe cruce, nu? A crede în Domnul Iisus sau a te încrede în numele Lui înseamnă să știi că El e Fiul lui Dumnezeu, divin în trup uman, care a ispășit pe cruce păcatele noastre și eu cred că le-a ispășit și pe ale mele. Așa trebuie să spui și tu, dragul meu ascultător. Probabil că ar trebui să te întrebi în ce te încrezi pentru iertare și mântuire. Unii se încred în banilor, fac donații la așezăminte religioase, alții se încred în faptele lor bune, alții se încred în biserica lor, alții în preotul lor sau păstorul lor, alții se încred în ritualurile lor. Doar cei ce se încred în Domnul Iisus au în mod real iertarea și aceștia o consideră cea mai mare binecuvântare a Domnului. Cum dacă sufletul tău timorat de grija judecății, cheamă numele Domnului și vei fi și tu iertat. A doua, o altă binefacere menționată de psalmist. El îți vindecă toate bolile tale, vindecarea bolilor. Aici nu e vorba de vindecările ce le caută unii oameni pe la spitale sau mănăstiri sau la întrunirile unor șarlatani care promit vindecare, ci este vorba de tămăduirea adusă ființei noastre de Domnul Iisus Hristos prin iertare. Are sufletul boli? Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, El îți vindecă toate bolile tale, bolile sufletului. Asta le are în vedere, în primul rând, psalmistul, nu? Are sufletul boli? Una din ele, foarte mare, e nemulțumirea. Câți oameni sunt nemulțumiți? Ce boală sufletească asta să fii nemulțumit? Dacă veni vorba de iertare și odată cu ea vindecarea, una din bolile mari ale sufletului este vinovăția pe care omul o simte înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatelor. A, vinovăția îi face pe mulți oameni să se usuce pe picioare, să strice organele trupului și să ajungă în condiții din acestea cronice de boli, boli care le macină ființa. Boli pe care le are sufletul, teama de judecată, îndoiala, depresiile, mâniile, poftele, lăcomiile de lucruri nedemne și mai departe, toate sunt boli ale sufletului. Dumnezeu vindecă toate bolile sufletești. Sufletul nostru nu mai este bolnav dacă am primit iertarea lui Dumnezeu și dacă ne bucurăm în ea. Vindecarea aceasta este și pentru trup, nu doar pentru suflet, dar se referă la tămăduirea finală când Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne va da trupuri vindecate de orice slăbiciuni și limitări aduse de păcat. V-am mai spus și altă dată cazul acesta și merită menționat. Știți pe acea credincioasă numită Johnny Erickson Tada. De 17 ani a sărit într-o apă, și-a fracturat gâtul, a ajuns paralizată de la gât în jos, a trecut printr-o criză mare, spunea, striga înaintea lui Dumnezeu, s-a certat cu Dumnezeu. În sfârșit, s-a pocăit. Se întâmplă minunile astea. Nu când om ajunge într-o situație în aceasta critică, atunci se gândește serios și la pocăință. S-a pocăit. Și după aceea a început părtășia cu diferite grupuri de credincioși. Și a venit la niște credincioși și a spus, Domnul vrea să te vindece. Avem convingerea că Dumnezeu vrea să te vindece. Dumnezeu va face minunea asta. Dumnezeu poate, Dumnezeu vrea, Dumnezeu trebuie să ai credință. Uite, ne rugăm cu tine și dacă ai credință, Dumnezeu te vindecă. Spunea, am intrat într-o sesiune, așa, perioadă de rugăciune intensă, fost cu cei care s-au rugat și zice, a trecut termenul ăsta și nu m-am vindecat. Și ce-au venit oamenii aceia și au spus, nu te-ai vindecat fiindcă n-ai avut credință. Și au început să plângă și au zis, ba da, am avut credință. Știți ce a fost frumos? A venit un prieten de ei de 17 ani, avea 17 ani, prietenul avea 17 ani. El era credincios, dar știut mai multă teologie decât șarlatanii aia. Și zicea, uite, ne-am rugat pentru vindecare și am crezut că Dumnezeu mă vindecă. Și uite, Dumnezeu nu m-a ascultat.
Zice, ba, Dumnezeu te-a ascultat. Și zice, cum a ascultat? Știți că aia invocă, prin rănile lui suntem tămăduiți. Zice el, versetul ăsta, prin rănile lui suntem tămăduiți, înseamnă că în ziua finală Dumnezeu va vindeca orice boală, neputință, limitare a ființei noastre, inclusiv a trupului. Și ce? El, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. În ziua aceea vei fi pe deplin vindecată. Frumoasă explicație, nu? În rănile lui suntem tămăduiți, se referă la tămăduirea aceea finală când Domnul Iisus Hristos va elimina orice neputință și limitări ale trupului nostru, ale sufletului nostru și vom fi perfecți în prezența Lui. Binecuvântează sufletul pe Domnul, nu uita niciuna din binefacerea Lui. El îți iartă toate fără de lege, îți vindecă toate bolile. El îți izbăvește viața din groapă. Despre ce groapă vorbește psalmistul? Ne-o spune în alt psalm, psalmul 40, zice așa: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa pieirii. Este groapa existențială în care ne-am trezit, în care ne-am afundat datorită păcatelor noastre, groapa pieirii. De acolo Dumnezeu ne izbăvește. Și pot să vă spun că de multe ori mai există și o groapă a prostiilor pe care le facem, așa-i? În care cădem. Și de acolo Domnul ne scoate datorită bunătății Lui, dacă suntem copiii Lui, din totdeauna ne scoate din, ne izbăvește din groapă. Și am ajuns de câteva ori în această groapă a stupidității, în înfundătură. Datorită deciziilor de înțelepte pe care le-am luat. Dar am strigat către Domnul și știți ce s-a întâmplat? Întotdeauna Domnul a răspuns rugăciunilor și m-a scos din groapă în care am ajuns prin neveghere. O altă binefacere menționată. Încununarea vieții cu bunătate și îndurare, versetul 4. Încununarea este un act în care omul beneficiază de favoruri deosebite. Regii se încoronează și după aceea sunt favorizați pe viață. Biruitorii în războaie se încununează și rămân cu aura victoriei pentru totdeauna. Sportivii care câștigă cursa se încununează și după aceea au beneficii pentru totdeauna. David spune că Domnul i-a încununat bătrânețea cu bunătate și cu îndurare. Mai multe spune că Dumnezeu îi satură de bunătăți bătrânețea. Mare binecuvântare. Mark Twain, foarte inteligent omul ăsta, spunea cu dezamăgire profundă că nu există niciun lucru bun asociat cu bătrânețea. David spune altceva, că la bătrânețe Dumnezeu l-a încoronat cu bunătate, cu îndurare și cu o serie de binefaceri pe care el le numește bunătăți. Și urmează în lista asta binefaceri, devine una greu de crezut, zice, el te face să întinerești din nou ca vulturii. Cel iertat de Dumnezeu are parte de o condiție spirituală prin care sufletul său întinerește continuu. 2 Corinteni 4:16, Pavel spune, de aceea noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi, întinerește. 2 Corinteni 5:6, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Primenirea aceasta continuă la nivelul sufletului, la Duhului, este întinerirea de care vorbește David. Tinerim ca vulturul. Duhul nostru are o condiție deosebită prin care poate să experimenteze regenerare continuă. Dragii mei, nu avem voie să îmbătrânim cu sufletul nostru, ci să ne înnoim mereu. Am văzut binefacerile lui Dumnezeu, sunt minunate, sunt complete, sunt pentru veșnicie. În partea a doua a psalmului, sufletul lui David face o altă analiză. Prima a fost a binefacerilor lui Dumnezeu și el este așa de mulțumitor. Acum face o analiză a caracteristicilor lui Dumnezeu. David își dă seama că binefacerile lui Dumnezeu au o explicație. Le-a înșirat aceste binefaceri, dar acum le caută explicația. Și explicația nu rezide în sine, în meritele lui, ci în caracterul lui Dumnezeu. Și acum el face o listă cu caracteristicile lui Dumnezeu datorită cărora el are parte de binefaceri. Și acum caracteristicile lui Dumnezeu. Lista aceasta a doua începe cu cuvintele Domnul este. Prima listă începe cu fraza El îți iartă, El îți dă, El îți face. El îți izbăvește viața numai. El te face să întinerești. Prima listă, El îți face următoarele lucruri. Acum versetele următoare încep cu fraza Domnul este. Și prima mențiune este versetul 8. Domnul este îndurător și milostiv. Dragii mei, știți de ce ne iartă? Pentru că noi am făcut sau facem ceva? Pentru că El este îndurător și milostiv. Unii oameni caută iertarea lui Dumnezeu pe baza ceea ce fac ei, danii, pelerinaje, acte caritabile. Dumnezeu nu ne iartă pentru astfel de lucruri. Dumnezeu ne iartă pentru că e bun, pentru că e îndurător, pentru că e milostiv. Știi de ce ești iertat? Dacă ești iertat. Datorită îndurării lui Dumnezeu manifestate în Fiul. După ce spune Domnul este îndurător și milostiv, spune Domnul este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Caracteristicile Domnului sunt prezentate în acest psalm în perechi.
El este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Îndelungă răbdare este paciența lui Dumnezeu cu mine și cu tine, care l-am provocat și îl provocăm la mânie. A fost întrebat în două împrejurări în săptămâna asta, de ce sunt mulțumitor Domnului. Am multe motive. Și una dintre ele am spus-o, pentru că Domnul are atâta îndelungă răbdare cu mine, păcătos. Sunt mulțumitor. Îndelung răbdător. Și bogat în bunătate. V-am spus și altă dată care e diferența între răbdare și îndelungă răbdare. Nu e diferență de grad. Sunt două concepte total diferite. Răbdare se referă la paciența noastră sub încercări, sub împrejurări. Ninge afară, e frig și mi-e greu. Îndelungă răbdare se referă la paciența care o avem cu ființele din jurul nostru. Dumnezeu, despre El nu se spune niciodată că e răbdător. El nu are probleme cu condițiile, cu circumstanțele. Dar se spune că e îndelung răbdător pentru care de a face cu noi oamenii. Și aici spune că Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Bogat în bunătate. În îndelunga Lui răbdare nu ne atinge atunci când merităm. Și în bunătatea Lui ne dă ceea ce nu merităm. Știți ce nu merităm? Nu merităm bogățiile cu care ne încununează existența. Ele, bunătățile lui Dumnezeu, toate se datoresc bunătății lui Dumnezeu, nu meritelor noastre, e bogat în bunătate. Și acum, fiecare binefacere din partea lui Dumnezeu își găsește explicația într-o caracteristică a lui Dumnezeu. Zice psalmistul, nu se ceartă fără încetare, pentru că e bogat în bunătate, el nu se ceartă fără încetare. Dar Dumnezeu are uneori ceartă cu noi, pentru că ne socotim favorurile, pentru că îi întoarcem spatele, pentru că suntem așa de neglijenți cu sufletul nostru și nu ne inventariem binecuvântările. De aceea, în anumite cazuri, Dumnezeu ni le ia pentru o vreme, se ceartă cu noi ca să vedem ce minunate sunt favorurile Lui. Ne ia sănătate, ne ia belșugul, ne ia o persoană dragă pe care n-o prețuim cum se cuvine. Ne ia biserica, ne ține într-un spital de parte de biserică, ne ia frații, surorile, ca să vedem ce binecuvântați am fost. Dar ori de câte ori procedează așa, când El se ceartă cu noi, nu își perpetuează cearta cu noi fără încetare, ci numai cât e necesar ca să ne ducă la pocăință. Da, și când ne-am pocăit, întotdeauna mânia lui Dumnezeu cu noi încetează. Da, știți de ce Dumnezeu se ceartă în mod repetat cu unii oameni? Pentru că ne ajung la pocăință. Psalmul 103, 9. El nu se ceartă fără încetare. Nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare e bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât e de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează-L fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Știți, un tată procedează întotdeauna cu măsură cu copiii lui, așa-i? Dumnezeu ne cunoaște bine, știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână. Înțelege condiția noastră neadecvată și ne tratează cu înțelegere. Nu ține mânia tot timpul. Psalmistul se întoarce din nou la bunătatea Domnului după paranteza mare pe care a făcut-o. O pomenește din nou în versetul 8. Și o duce din nou înaintea cititorilor în versetul 17. Domnul îndurător și milostiv, îndelung răbdător, bogat în bunătate, versetul 8. Și 17 spune, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Am ajuns la jumătatea psalmului și acum psalmistul reversează procedura lui de prezentare a realităților minunate de care Dumnezeu ne-a făcut parte. În această a doua parte a psalmului, autorul ne arată asigurările lui Dumnezeu și datoriile noastre. În prima parte ne-a arătat binefacerile primite și a trecut la caracteristicile lui Dumnezeu, care le explică. Și acum El cere să inventariem atât binefacerile Domnului, cât și caracteristicile Domnului. Acum, în a doua parte a psalmului, autorul ne arată asigurările pe care le avem în Domnul și după aceea trece la datoriile noastre vis-a-vis de Domnul. Observați simetria psalmului. Binefacerile și caracteristicile Domnului care le explică, asigurările Domnului și datoriile ce le avem față de Domnul. Care sunt asigurările Domnului? Primul rând, asigurarea bunătății. Versetul 17. Bunătatea Domnului ține în veci. Ce mare asigurare! Bunătatea Domnului, care e descrisă în termeni așa de impresionant, nu-i pasageră, nu-i sezonieră, nu-i pentru o perioadă de timp, oricât de lungă ar fi ea, ci este pentru eternitate. Noi avem iertare și viață, dar viața ce o avem datorită iertării este viață veșnică.
Ei bine, bunătatea Domnului față de noi este și ea veșnică. Asta înseamnă că privilegiile care ne-au fost date în Hristos sunt susținute veșnic datorită bunătății lui Dumnezeu, care e veșnică. Dumnezeu ne asigură că nu va înceta să ne arate bunătate. Ne-a spus-o în versetele anterioare când a precizat că mânia lui e pasageră, că cearta lui cu noi e limitată și ne-o spune din nou în versetul 17. Deși noi suntem trecători pe pământ, binefacerea lui transcet pământul și ne însoțesc o veșnicie. Urmează un verset care parcă n-are nicio legătură cu cele anterioare, versetul 19. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în cerul, domnia lui stăpânește peste tot. Care e rațiunea pentru includerea acestui verset? Este să ne asigure că ceea ce Domnul ne-a promis, El este capabil să facă. Și aceasta este de asemenea o asigurare. Ne asigură de bunătatea Lui, veșnică, ne asigură în privința capacității Lui de a împlini toate lucrurile. Dumnezeu este atotputernic, suveran, stăpân, ceea ce înseamnă că El are capacitatea și abilitatea să împlinească tot ceea ce promite. Îi pe tron. Stăpânirea Lui se extinde asupra fiecărei realități. El e slujit de îngeri mari și puternici, spune psalmistul. Oștile cerului stau la dispoziția lui. Ei împlinesc voia lui. Nu există nicio persoană, nicio forță care să pună limite stăpânirii lui Dumnezeu. De aceea, el are capabilitatea să împlinească ceea ce a promis. Psalmistul David îl vede pe Dumnezeu stând pe tron. Cum îl vedem noi pe Dumnezeu? Îl vedem așezat pe tron, adică stăpânind peste toate lucrurile? Sau credem că existența noastră e dominată de circumstanțe și de factori iraționali? Urmează o altă asigurare pe care Dumnezeu ne-o dă în textul acestui psalm. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El, îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și aduc aminte de poruncele Lui să le împlinească. Aici este asigurarea binecuvântărilor Lui pentru posteritatea noastră. Noi ne bucurăm de privilegiile cerului. Ne-au fost oferite în Domnul Iisus Hristos. Dar ce se va întâmpla cu copiii noștri? O bună întrebare, la care Dumnezeu ne răspunde în versetul 17. Bunătatea Domnului ține în veci pentru ce să stăm de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. O credem? Bunătatea lui Dumnezeu se extinde și la copiii noștri și la generații care vin după noi. Versetul ăsta 17 are două părți, nu? Prima parte asigurare pentru noi și partea a doua asigurare pentru copiii noștri. Asigurările Domnului sunt așa de impresionante ca și binefacerile Lui. Asigurarea că bunătatea Lui ține în veci, asigurarea că El e capabil să împlinească ce a promis și asigurarea care are în vedere pe copiii noștri. Și acum psalmistul arată care sunt datoriile noastre. Vrem să le știm. Folosesc substantivul la plural, deoarece avem multe datorii, dacă e să vorbim de obligațiile noastre față de Domnul. Totuși psalmistul recunoaște că are o singură datorie. După ce enumeră toate binefacerile Domnului, toate asigurările Domnului, sunt mari, minunate, recunoaște că are o singură datorie. Știți care e datoria care o recunoaște? Să se unească cu toți cei ce binecuvântează pe Domnul și să binecuvânteze pe Domnul cu toată inima. Asta e singura datorie pe care o amintește aici. Și este și a noastră. Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui. Binecuvântați pe Domnul toți robii Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvântează suflete pe Domnul. Singura noastră datorie față de Domnul care ne-a încununat și ne încununează viața cu bunătățile sale este să binecuvântăm pe Domnul. Așa se încheie acest psalm. Începe cu îndemnul dat sufletului să binecuvânteze pe Domnul și se termină cu același îndemn. Suflete al meu binecuvântează pe Domnul. Bine, dar ce facem cu versetul 18, zic unii? Bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El, îndurarea Lui pentru copiii copiilor Lui. Aici precizarea pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Acestea nu sunt datorii? O datorie. Cei ce păzesc legământul Lui. Ați citit vreodată cu atenție Ieremia 31. 31 la 34, unde Domnul zice, voi face un legământ nou. Care obligația pe care ne-o dă nouă? Deci eu voi pune voi inimă nouă, vă voi ierta fără de lege, vă voi face poporul meu, veți cunoaște pe Domnul. Care e datoria noastră? Să acceptăm acest legământ. Zicem, Doamne Iisuse, mulțumesc că și eu sunt unul care a beneficiat de moartea Ta prin care ai pecetluit legământ. Știi cine păzește legământul Domnului? Ăla care zice, mulțumesc lui Dumnezeu că a avut milă de mine și m-a inclus în legământul El, sau păzește legământul? Nu există nicio cerință pe care Dumnezeu are pentru legământul nou. Doar să acceptăm acest legământ pe care El îl face cu noi prin grație cu Domnul Iisus Hristos. Păzirea legământului
Dacă iubim pe Domnul, dacă am intrat în acest legământ, suntem deja unul dintre cei care păzesc legământul. A doua, datorie. Își aduc aminte de poruncile lui ca să le împlinească. Vezi, frate, aici e vorba de poruncile Domnului care trebuie să le împlinești. Dacă nu le împlinești, ai pierdut și tu și copiii tăi. De asta datorie? Poruncile Domnului. Care sunt poruncile Domnului? Ce poruncile nu sunt grele. Și toate se reduc la una. Să iubim pe Domnul. Cum am spus, spune ceva, fratele meu. Dacă poți să spui din toată inima ta, iubesc pe Domnul, ai asigurarea binecuvântărilor lui Dumnezeu și pentru tine și pentru copiii tăi, pentru totdeauna. Asta e tot ce cere Dumnezeu. Să intre în legământ, să accepti legământul și să spui, îl iubesc pe Domnul. Dar să o spui sincer, că cine iubește pe Domnul, trăiește în conformitate cu tot ceea ce Domnul dorește. Binecuvântează suflete pe Domnul. Atât așteaptă Dumnezeu de la noi, cei pe care ne-a iertat, ne-a vindecat, ne-a izbăvit, ne-a încununat și ne-a întinerit pentru eternitate. Să recunoaștem binefacerile și să-i binecuvântăm numele. Atât așteaptă Dumnezeu de la noi. El care ne-a hărăzit să avem parte de bunătatea Lui pentru veșnicie. Ne-a promis că ne va binecuvânta cu viața veșnică și pe noi și pe copiii noștri. Să-L binecuvântăm cu toată inima pentru binefacerile sale. Atât așteaptă Dumnezeu ca sufletul nostru să nu uite binefacerile Lui și să-L binecuvinteze. Fie ca în acest sezon în care vorbim mult de mulțumire, să ne îndemnăm fiecare sufletul la introspecție, la o analiză, în care să ne socotim bine binefacerile și să binecuvântăm numele Domnului, practicând în mod sincer recunoștința. Amin.